Umaniștii din Botoșani și-au lansat candidații pentru alegerile locale. Corina Dănuță, liderul organizației municipale a PPUSL, va candida pentru președinția Consiliului Județean, în timp ce propunerea pentru primăria Botoșani este Andrei Paramanov. Proiectele celor doi, printre altele, sunt legate de cheltuirea banului public într-un mod eficient, cu proiecte necesare la costuri minime. Andrei Paramanov, candidat pentru primăria Botoșani, își dorește schimbări ample pentru oraș, de la refacerea sistemului de canalizare al municipiului până la fluidizarea traficului și interzicerea accesului în oraș a vehiculelor de mare tonaj. Orașul, cum vedeți dumneavoastră, infrastructura este foarte slabă, dar pe lângă faptul că este slabă, este distrusă în continuu de autocamioanele mari care o tranzitează. Eu, unul, voi fi cel care mă voi bate ca camioanele să nu mai tranziteze municipiul Botoșani. O altă problemă foarte mare este canalizarea orașului. Canalizarea orașului este foarte veche. Trebuie să ne batem să obținem proiecte pentru a reabilita canalizarea orașului. Corina Dănuță, candidatul umaniștilor pentru președinția Consiliului Județean, își propune să schimbe nivelul de trai al oamenilor din Botoșani prin proiectele sale. Județul Botoșani, mai puțin municipiul, comunele care îl compun, orașele mai mici, sunt foarte, foarte, foarte defavorizate ca și prezență politică, ca și investiții în fiecare zonă. Populația Botoșaniului, populația defavorizată în special, va intra într-un program de evaluare de sănătate personală gratuită. În mod evident, doamna Corina Dănuță, în cel mai scurt timp va face programul cui se adresează, pentru ce se adresează, în așa fel încât sănătatea deficitară a Botoșaniului să primească un pas. Atâta vreme cât la Botoșani președinte al organizației județene este doamna Dănuț Corina, va ști să găsească toate metodele de care are nevoie o organizație pentru a maximiza rezultatul final.